Astra Giurgiu a suferit o înfrângere rușinoasă în meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-0, și a făcut surpriza etapei 21. Cel care a marcat singurul gol al partidei a fost Valentin Lemnaru, un fost jucător de al Astrei. După un gol înscris de oaspeți, Astra Giurgiu a dominat jocul pentru restul meciului, însă nu a izbutit să marcheze sau să creeze vreo ocazie periculoasă. E frustrant, chiar dacă am spus-o și după joc. Nu am făcut unul din cele mai bune jocuri ale noastre, asta este clar, nu ne ascundem după deget. A fost o partidă pe care am controlat-o în totalitate, de la un capăt la celălalt. Am și ocaziile pe care le-am avut, am avut 5 situații foarte mari, dintre care 2 singur cu portarul. Nu am reușit să marcăm. Patronul echipei, Ioan Niculae, a criticat dur prestația echipei sale și spune că va pedepsi jucătorii și anunță posibile schimbări la echipă. Da, sigur că sunt dezamăgit, într-un mod neplăcut, așa, de puține ori. În viață, de când am avut prostia să investesc în fotbal, m-am sensat de umilit astăzi. Ce-a lipsit astăzi, Astrei? Nu prea mult, decât toată echipa. A început cu antrenor, care n-a știut să facă o echipă, deci a început cu o echipă, nu știu de ce a început cu ea așa. Are anumite fixații și nu numai Isaila, și ceilalți din banca tehnică, inclusiv cu Dinu Gheorghe. De acum încolo, până la sfârșitul campionatului, vor fi plătiți ca toate celelalte echipe din divizia A, care se luptă pentru salvarea de la retrogradare. Antrenorul Daniel Isaila nu consideră că postul său este amenințat și va încerca în continuare să își îndeplinească obiectivele. De ce să mă simt amenințat? Meseria de antrenor, ai rezultate, continui. Nu ai rezultate, la un moment dat, asta este. Viața merge înainte. N-a început fotbalul cu Isaila antrenor. Să nu uităm că până acum această echipă a obținut aceste performanțe, poate cele mai mari performanțe din istoria clubului. Cu mine la cărma echipei. Astra a pierdut ocazia să se apropie la un punct de Steaua în clasament după ce roșii albaștri au remizat cu Dinamo, iar Petrolul Ploiești a câștigat și are cu un punct mai puțin decât Astra. Putea să se profite Steaua, poate și așa a profitat că a reușit să acumuleze un punct. Nu? Peste zilele care a avut-o la 3. Noi, bine că nu s-au deschis mai mult. În ciuda prestației slabe din ultima partidă, Astra Giurgiu are 2 jucători convocați la echipa națională pentru meciuri cu Argentina. Este vorba de Alexandru Mățel și Paul Papp.